Iubiții mei, sunt atât de bucuros că putem continua călătoria noastră cu Domnul în domeniul cuvântului Său, care este viu și lucrător. Nu este cuvânt de carte, nu este tuș sau cerneală și hârtie, ci cuvintele pe care vi le spun eu, a spus Mântuitorul, sunt Duh și adevăr. Ele reprezintă cu totul altceva decât citirea unei cărți. Sfânta Scriptură nu este o carte, ci mai degrabă este o bibliotecă de cărți, dar ea este în același timp o experiență cu Duhul Sfânt. Aceasta e adevărata cercetare a Scripturii în care Duhul Sfânt ne călăuzește în înțelegerea adevărului. El vă va călăuzi în tot adevărul. Recunoștință și răsplată este tema pe care o vom învăța cu această ocazie și în cadrul acestei teme, cuvântul lui Dumnezeu ne va conduce în părțile adânci ale gândirii și simțirii noastre cu privire la răsplată sau la recunoștință sau la așteptările pe care le avem noi în urma lucrării vieții noastre. Ați observat că după ce au fost deconspirate anumite persoane și misiunile lor în slujba unor agenții de spionaj, în slujba unor diverselor acțiuni sau activități, s-a scris că aceștia își primeau salariu de la din Londra sau de la Londra sau de la Moscova sau de la America. Aceștia erau în spatele, susțineau, de acolo își primea salariul. Lucrul ăsta a fost foarte important. Dincolo însă de salariul în sine, de unde vine, deci cine îți dă salariul acesta, este important să știm care sunt condițiile pentru un astfel de salariu, ce ți se cere ca să primești un astfel de salariu și dincolo și după acest lucru, care este, unde se găsește sufletul tău în toate aceste lucruri, care este prețul cu care este plătit un astfel de salariu, pentru că salariul nu este o plată dată nouă, cum spun înțelepții. Nu ești plătit la oră, pentru iau atât pe oră, nu ești plătit pentru ceea ce faci în acea oră sau pe zi sau pe lună. Ați observat că în legătură cu salariul, și știți foarte bine, Solzhenitsyn spune că depinde de anumiți factori. Este greu să înțelegi un lucru, spune el, atunci când salariul tău depinde de a nu înțelege acel lucru. De aceea, totdeauna trebuie să ne întrebăm nu cât este salariul care luăm noi, cât ce sumă reprezintă aceasta, ci cât ne costă pe noi acest salariu și ce fel de cost este acesta, care este prețul acestui salariu. Ați observat că Daniel i-a spus la un moment dat lui Belșațar, mulțumesc că eu nu servesc astfel de lanțuri de aur, de poziția a treia în împărăție și așa mai departe, păstrați-le pentru dumneavoastră, spune Daniel. De ce a spus aceasta? Pentru că ele veneau cu un preț de așa natură încât niciun salariu din lume, nici o poziție din lume n-ar fi putut vreodată justifica prețul care urma să fie plătit. În privința aceasta, Scriptura ne-a spus nu te înjuga la un jug nepotrivit care să-ți distrugă conștiința în final. Ați observat că a fost o situație în viața lui David în care a mers la Achiș, împăratul Gatului. Și ce să facă, să fugă de Saul? A fugit de la Saul, nu a mai fugit la Dumnezeu cum fuge el de obicei, ci a fugit la Achiș. Bun, a mers bine până la un timp, dar a venit o situație în care Achiș lupta împotriva lui Israel și acum David, dacă era asociat cu el, cum au făcut contract Rusia cu Coreea de Nord, că se vor apăra unul pe altul și așa. Bun, vine o situație în care unul din cei doi este într-un conflict care a fost de neimaginat înainte. Acum cel care e legat prin acest tratat și acest contract va trebui să intre în lupta aceea neapărat. Aceasta e situația. Și David trebuie să intre acum în lupta împotriva lui Israel.
ceea ce era de neimaginat. A fi fost la fel de destructiv cum a fost situația cu Nabal, i-ar fi distrus pentru totdeauna lui posibilitatea împlinirii planului Dumnezeu cu el. Cum spune Iisus, farisei au nimicit planul lui Dumnezeu cu ei, neprimind botezul, refuzând botezul. Au distrus. Planul lui Dumnezeu a fost făcut și cu David și cu mine și cu tine, dar planul acesta poate fi împlinit sau nimicit. Astfel că este cum a spus poetul acesta român în București când a apărut pe ziar pe Scânteia, pâine gratis, Moscova vine și Rusia ne dă pâine, pâine gratis, scria în ziar și vindeau ziare, vânzătorii de ziare vindeau ziarul și pâine gratis, poetul acesta a spus și cât costă pâinea aceasta gratis. Adâncă înțelepciune în cuvintele lui și lucru care ar trebui să fie totdeauna prezent și în viața și în ființa noastră. Și cât costă salariul acesta? Te plătesc cu atât, ești salarizat cu acest lucru și cât costă acest salariu? Pentru că el nu este plata, ci el este contravaloarea unui serviciu sau a unei lucrări. Ce pui în ora aceea, ce lucrezi în ora aceea. Și totdeauna omul lui Dumnezeu nu va întreba cât iau, ci ce devin prin acest salariu. Ce devin prin răsplata aceasta pe care o primesc în schimbul serviciilor? Ce devin pe calea aceasta? Copiii care au primit, a fost un experiment și este faimos în istoria lumii, au primit niște dulciuri și fiecare a fost într-o cameră și li s-a spus așa, uite, dacă nu-l mănânci în timp de o oră, primești dublu când se termină. Dacă îl mănânci, atunci rămâi doar cu prăjitura aceasta care a înghițit-o. Nu știu cât la sută dintre copii, foarte puțin dintre copii nu au mâncat. Au așteptat, a venit cealaltă și le-a dat dublu. Ceilalți au servit. Au vrut să dovedească și au dovedit oamenii că în spatele atitudinii sau hotărârii noastre este de fapt, se găsește măsura în care pot să stăpânesc impulsul meu sau înclinația mea într-o direcție sau alta și să o investesc într-o direcție superioară. Controlul pe care îl am asupra vieții mele va a fi răsplătit într-adevăr, va fi fie plătit, l-a plătit cu un dulce sau răsplătit cu ceea ce a fost în final. Acest lucru ne îndreaptă nouă atenția spre adevăratele valori pe pământul acesta care stau în stăpânirea gândurilor a vieții noastre, după cum spune cartea Proverbelor, cine e stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți, mare cuceritor, dar nu e stăpân pe sine. Alexandru Macedon a cucerit lumea, dar n-a fost stăpân pe paharul cu vin și pe altele și a murit la 33 de ani, foarte tânăr. În ocazia precedentă învățam că de fapt totul se reduce la acela căruia cauți să placi. Fie cauți să placi lui Dumnezeu, fie cauți să placi eului tău. Nu exista a plăcea oamenilor, că a plăcea, a căuta să placi oamenilor este în slujba eului tău din cauza asta. Deci sunt două posibilități. Fie placi lui Dumnezeu, fie placi eului tău. De aceea în cartea Proverbelor, în capitolul 18, versetul 1, cel ursuz caută ce-i place lui, eului său, se supără de orice lucru bun, cum s-a supărat, s-a îmbalat că a venit cineva să caute binele poporului. Era de bine să te superi de binele acesta? Iată, cel ursuz spune aici, caută ce-i place lui, nu-l interesează nimic, el caută să placă eului său. Acum, iubiții mei, vom întâlni în Evanghelie un lucru asupra căruia puțin ne-am gândit, parcă personal nu prea am auzit lucrul acesta menționat de atâtea ori. Aminteam în binecuvântarea lui Levi din o prezentare precedentă că a spus despre tatăl și mama lui, nu vreau să știu de ei, nu-i cunosc, nu vreau să știu de copiii mei sau de frații mei.
Ce înseamnă? Cum se traduce așa ceva? Păi se traduce exact cum a spus Mântuitorul în Luca 14:26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl, mama, nevasta, copiii, frații, surorile, însăși viața sa, eu îl s-o spune aici, nu poate fi ucenicul meu. Ce înseamnă? Cum se traduc aceste cuvinte? Ele se traduc prin a face din Dumnezeu supremul tău călăuzitor. Dumnezeu este scara valorilor tale, a fi plăcut lui Dumnezeu. Și atunci, cu adevărat, vei fi un adevărat fiu pentru tată și mamă, un adevărat frate, o adevărată soră. Atunci când ai făcut din a fi plăcut lui Dumnezeu suprema căutare a vieții tale. Când un om se închină eului său, sfârșește prin a se degrada. Este o formă de idolatrie, spre exemplu. Oamenii făceau idoli, îi ciopleau și îi numeau Dumnezei. Era o lucrare a lui. Prin aceasta, Biblia spunea, devii mut ca idolul pe care l-ai făcut, cobori. Deci închinarea la eu, la sine, la euul personal, este o formă de degradare a ființei pe care Dumnezeu a creat-o în viața noastră. Având în vedere acest lucru, o să învățăm ceva mai rar auzit, așa cum spuneam, în Luca, la capitolul 14, versetul 12. A zis și celui ce-l poftise, l-a invitat cineva la masă. De obicei, când te cheamă cineva la masă sau undeva, cauți să placi persoanei, să o lauzi, să apreciezi mâncarea, vorba, vai, ce bunătate, dacă l-au întrebat pe un american care nu i-a plăcut mâncarea, ți-a plăcut mâncarea, cum a fost mâncarea, l-a întrebat și el a zis, a fost interesantă, dar că lui nu-i plăcuse. Dar de obicei cădem în lațul prefăcătoriei, cum spunea Pavel despre Barnaba, a căzut în lațul prefăcătoriei lui Petru. Petru se prefăcea că nu mănâncă cu neamurile, după aceea că mănâncă, după aceea când au venit cei de la Iacov, se scoală și fuge de la masă, și când Barnaba vede așa ceva, e prins și el de virusul ăsta, de microbul ăsta. Sigur că microbul nu se dă, deci mi-a dat gripă, nu, microbul se ia. Deci când cineva ia, așa a dat la toată lumea, dar nu toată lumea a luat. A luat cine? Da. Și până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei. Pentru că el căuta să placă oamenilor și făcea din plăcerea, din faptul că era plăcut oamenilor, era un fel de răsplată pentru eul lui. Aici este ceva foarte subtil, e aproape imposibil de observat, afară dacă Duhul Sfânt ne deschide ochii minții și ai sufletului, pentru că vede în noi dorința aceasta de a ne lăsa călăuziți într-o lume așa de înșelătoare și imprevizibilă cum este cea în care trăim noi. Când dai un prânz, a vorbit, deci Iisus nu căuta să placă celui care l-a invitat la masă, ci căuta să-i facă bine, lucra pentru binele lui. Și îl face atent. Uite, când dai o masă sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi la masă, nici pe frații tăi, nici pe neamurile, rudele tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine, și aceasta este aceste lucruri pe care îl vom învăța, și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. La prima vedere, păi da, cum adică să nu chem pe părinți sau pe prieteni sau pe la masă, să nu ne... Ba da, și la nuntă, și la masă. Cu cât păstrăm atmosfera, legătura aceasta, cu atât mai bine și mai frumos. Problema este obiectivul sau scopul care se găsește în spatele invitației. Ai pe Dumnezeu în vedere când adresezi o invitație? Vă rog, veniți pe la noi. Sau ai vreun plan în minte? Sau ai vreo agendă personală? Sau vrei să faci din ocazia aceasta un motiv de hrănire și de satisfacție a mândriei eului tău? Care este adevărul despre sau din spatele invitației? Nu adresa o invitație cu ideea răsplătirii sau recunoștinței în minte,
Nu adresau o invitație cu această... Nu ajuta un om ca apoi să te ajute pe tine, pentru că, de fapt, tu ai în vedere eu tău. Ci ajută un om pentru că trebuie ajutat, pentru că suferă. Cel ce suferă are dreptul la mila prietenului, chiar dacă a părăsit frică de celălalt tot puternic. Dacă adresezi invitația aceasta cu agenda aceea să se întoarcă la tine, în cazul acesta... Josești omul din fața ta care este creat după chipul lui Dumnezeu și faci din el un obiect sau un instrument de care te slujești. Ascultam pe un pastor în vârstă. Ieșise la pensie și cum mai sunteți? Ce mai faceți? Oh, zice, ce să vă ocupa mai rău ca înainte. Frații, mă folosesc, dar nu se mai poate. Și am spus, zic, uite, probabil că e ceva de limbaj, dar răspundea. Nu te lăsa folosit. Tu nu ești lopată sau furcă sau topor, cum era un pastor numit coada de topor al președintelui. Când vrea președintele să taie cu toporul pe cineva, îl trimitea pe omul acesta. Nu, zic, nu te-a lăsat folosit. Nu este cazul să fii folosit. De nimeni. Absolut de nimeni. Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Dumnezeu nu se folosește de tine, așa cum scrie. Biblia spune că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că se folosește de noi ca de niște unelte, instrumente, scule. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Astfel că ia seama când adresezi invitația asta, spune Iisus, nu lua o răsplată pentru ceea ce... Adică nu face lucrul ăsta cu o răsplată în minte, ca să recunoască cineva și... ca să te laude cineva eventual sau să te numească nu știu unde. A fost oameni care s-au supărat foarte rău că nu au fost citați într-o împrejurare sau alta în care și-ar fi luat credit dacă erau citați, dar s-au supărat, ceea ce a arătat că ei au săvârșit această lucrare pentru a fi citați, pentru a li se da o anumită poziție, o anumită slujbă. Au fost revoltați teribil când altcineva a fost numit acolo, că se gândea că este locul lui, vorba lui Haman, pe cine altul ar fi fost cazul să răsplătească împăratul decât pe mine. Și s-a întâmplat că a fost altfel situația, împăratul avea pe altcineva în minte. Ia în minte lucrul acesta. Nu săvârși binele tău să fii văzut de oameni. Și dincolo de aceasta, nu săvârși niciodată binele tău ca să hrănești eul tău, cumva. Domnul te va face atent, Domnul te va lumina și vei înțelege când se întâmplă, că se întâmplă în fiecare dintre noi, nu este scutit nimeni. Chiar am trecut pe lângă o fântână odată, veneam de la biserică cu o grupă de oameni, am trecut pe lângă o fântână pe care scria cu litere foarte mari în relief numele persoanei care a zidit fântâna aceea și scria jos gratis lucru, adică... Da, și atunci m-am oprit și am spus la toată lumea, am arătat acolo și zic, uite, și-a luat răsplata de la oameni. A fost. Toată lumea care a trecut pe acolo a zis de bine, dar ce mizerabilă răsplată, ce nimic este acesta în comparație cu răsplătirea lui Dumnezeu. E un nimic. Copilul nu rezistă și mănâncă prăjitura aceea, nu mai are răbdare până primește adevărata răsplată care venea de acolo. Binele pe care îl săvârșim nu este un comerț din care căutăm să obținem ceva, un fel de prozelitism, li se dă oamenilor orez ca să fie, să se boteze sau ceva de lucrul acesta, ci binele care îl săvârșim pe pământul acesta trebuie să fie manifestarea lui Dumnezeu pe pământ. N-a spus Mântuitorul nostru, binele este unul singur. Am făcut un bine cuiva, am făcut un bine altcuiva, să nu fie eul tău vreodată amestecat în așa ceva, fiindcă binele este unul singur, Dumnezeu. Dacă ai făcut lucrarea aceasta, binele acesta, cu gândul ca numele lui Dumnezeu să fie proslăvit, oamenii văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu. Dacă ai făcut lucrul acesta cu acest gând în minte, Dumnezeu nu va sta nepăsător și nu va trece fără să observe așa ceva. Tatăl tău care vede în ascuns, adică în conștiința ta, în sufletul tău, în ascuns,
îți va răsplăti. De aceea scrie cuvântul, când dai o masă, continuă Iisus, cheamă pe săraci, versetul 13 acesta, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe schiopi, pe orbi. Ați văzut că în campania electorală le-a fost dat oamenilor o lopată, o găleată, o mătură, un litru de ulei, nu știu ce. Ce a fost acesta? A fost dar pentru oameni? Posibil că da. Sau a fost mituirea oamenilor ca să voteze într-un fel sau altul și cel care a mituit rămâne la fel de vinovat ca acela care a luat mita și și-a vândut votul pe o lopată sau pe o mătură. Sau... Și am auzit că niște alegeri au fost ținute în duminica orbului, în mod special ca un om să nu-și dea seama ce face. Lucrul acesta în fața lui Dumnezeu se numește ce se întâmplă în ascuns. Ce se petrece în sufletul tău în ascuns când faci o astfel de ofertă sau de un astfel de, între ghilimele, un bine de acesta? Cui de fapt vrei să faci binele acesta? Și ați văzut ieri, citeam că ați văzut ce se luptă candidații la diferite, la președinție, spre exemplu, sau ați văzut ce se luptă ei unul cu altul pentru binele nostru. Asta sună ca ferma animalelor. Tu când dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe schiopi, pe orbi, care... De ce? Versetul 14. Va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Nu trebuie să facem niciun bine cu răsplata în minte, nici măcar cu bună ziua, nici măcar cu respect sau cu considerație din partea celor, cu să mă citeze undeva. Nu trebuie să fie nimic. Am în vedere altceva. Pavel spune, zice, noi nu umblăm după aprecierea aceasta care vine de la oameni pentru că o avem pe a lui Dumnezeu. Mi-ar fi și rușine să am aprecierea lui Dumnezeu și să mai caut și pe a oamenilor. Oare aprecierea lui Dumnezeu nu este îndeajuns? Știți cântarea aceea, îndeajuns mi-e, Doamne, dragostea ta. Făgăduința lui Dumnezeu este că ți se va răsplăti, nu acum, ci ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. În această categorie intră de asemenea o lucrare foarte ciudată a lui Dumnezeu, care dă multă bătaie de cap până în ziua de astăzi. Dacă s-ar vedea câte milioane de oameni stau departe astăzi de Dumnezeu din cauza la vorbele acestea din Biblie. Să iubești pe vrăjmașul tău. Să faci binefacere celui care te urăște. Și să te rogi pentru cel ce te prigonește. Doamne, nu putea să fie ceva mai absurd. Pur și simplu înforțez sufletul. E contra naturii mele. Cine să iubească pe... Și de ce mă pui în situația să iubesc? Nu e destul că nu-l omor pe vrăjmașul meu. Au să-l iubesc. Au să mă rog pentru cel ce mă prigonește, să săvârșesc binefacere pentru cel ce mă urăște. Și Dumnezeu va aranja niște situații în care vei avea ocazia să săvârșești o binefacere pentru cel care te urăște și să spui o rugăciune pentru cel care te prigonește și Dumnezeu îți va da puterea contra naturii tale, îți va da o inimă nouă care să iubească pe vrăjmaș. De ce? Pentru că aceștia n-au de gând să-ți răsplătească niciodată. Nu ești în pericolul să vină aceștia înapoi, vrăjmașul sau urâtorul sau prigonitorul, să vină înapoi și să-ți răsplătească ție așa ceva. Nu, sigur, nu vei fi solicitat cu vreo răsplată. Ești în siguranță. Și atunci rămâne în picioare făgăduința răsplătirii dumnezești. Ți se va răsplăti, așa cum spunea cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12, tot din capitolul 14 din Luca. Ți se va răsplăti la învierea dreptilor. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Ți se va răsplăti atunci și acolo. La rândul tău, când treci printr-o astfel de situație, nu pierde prilejul de a fi foarte recunoscător. Știi de ce? Pentru că oamenii văzând recunoștința ta, ei ajung să traducă acest lucru în
bunăvoința lui Dumnezeu față de ei, dacă ești ingrat față de cineva, lucrul acesta aruncă o umbră asupra caracterului lui Dumnezeu. Astfel de oameni creează Dumnezeu ingrați, nesimțiți, nemulțumitori, nerecunoscători. Astfel de oameni creează Dumnezeu. Lucrurile nu se opresc niciodată la suprafață, la vopsea doar, ci totdeauna ele se proiectează către Dumnezeu. Ferice de tine dacă știi acest lucru, spune Domnul Hristos, dacă îl împlinești. Astfel că trebuie să păstrăm totdeauna sufletul deschis și manifestările lui, ca oamenii care merg astăzi pe drum și au instalat pe mână sau la ceas un dispozitiv care le arată mersul inimii, pulsul inimii, permanent, 24 de ore este acolo, sau alții care au un alt instrument pentru diabet, arată cât zahăr este în sânge și așa mai departe. Un altul care are un dispozitiv implantat cu morfină, care intervine în caz de dureri și de alte lucruri de un fel sau altul. Purtarea permanentă a acestui lucru, 24 de ore, 7 zile pe săptămână, purtarea unor astfel de lucruri ne duce pe noi cu gândul la acea prezență a lui Dumnezeu în viața noastră, în cuvintele lui Pavel, rugați-vă 24/7, adică păstrați conștiința prezenței lui Dumnezeu în sufletul vostru la orice pas, în orice clip. Și când Pavel spune, noi răsturnăm creațiile minții noastre, izvodirile minții noastre și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, aceasta ne spune că noi gândim în prezența lui Iisus. Orice gând îl facem rob ascultării de Iisus. Sigur că legat de mersul vieții pe pământul acesta se nasc speranțe, se nasc așteptări și se ajunge până acolo că nu doar cu pretenție la aproapele tău, la aproapele său vine cineva, ci cu pretenții la Dumnezeu. Doamne, pentru o astfel de viață ar fi cazul să, cum un frate spunea, că faptul că a mâncat numai varză și cartofi în viața lui, aceasta îl așează între cei 144.000. Și așa gândea și aștepta el și întreabă cineva, Doamne, sunt puțini cei pe calea mântuirii, adică era vorba de noi, de un club exclusiv. Și Mântuitorul spune, intrați, nevoiți-vă, forțați-vă, siliți-vă, educați-vă să intrați pe poarta acea strâmtă, aceasta care prevede orice gând supus ascultării de Hristos, supus controlului lui Dumnezeu, aprobării sau dezaprobării lui, și aprobarea și dezaprobarea gândurilor noastre sunt la fel de prețioase, pentru că ele reprezintă adevărul pe care îl știe Dumnezeu despre gândul nostru. Și lucrul ăsta nu este, nu se poate obține niciun fel de clinică și cu niciun fel de specialist. Mântuitorul spune o viață paralelă cu Dumnezeu, care săvârșește mult bine. Am făcut aceste lucrări, dar a fost o viață paralelă cu Dumnezeu, nu duce nicăieri, nu vă cunosc, a spus el. Aceasta înseamnă să fii paralel cu Dumnezeu. Să folosești numele Lui. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun eu? Să folosești numele Lui, dar să rămâi un străin pentru Dumnezeu și El un străin pentru tine, așa cum spune Biblia. Cuvântul acesta ne arată nouă astăzi însemnătatea a ceea ce se petrece adânc în sufletul nostru. Sunt unii oameni care au declarat că raiul ar fi plictisitor dacă n-ar fi ea, după ei ar interesa să vadă ceva, cruzim barbarități ca acelea care au fost descrise în Dante Alighieri și care au fost descrise în teologia iadului în diverse locuri. E adevărat că iadul este despărțirea de Dumnezeu. Nu poate fi un iad mai groaznic pentru sufletul omenesc decât despărțirea de Dumnezeu. În ce formă și cum se manifestă lucrul acesta rămâne sub grija lui Dumnezeu. Dar sunt oameni care doresc răul, doresc să fie adevărat chinul acesta pentru aproapele lui și se uită la știri însetați, se audă de nenorociri care pe unde s-au întâmplat, încă sunt plictisiți dacă ceva nu e de vreo nenorocire undeva, și cei care
menajează sau care administrează știrile în lume, spun clar, dacă nu sunt știri de rău sau negative, nu se uită nimeni la ele. Cele pozitive, aici și colea, rar vei găsi pe cineva, dar setea sufletului omenesc este după rău. De aceea, orice gând trebuie supus cunoștinței de Dumnezeu, trebuie supus lui Hristos. Cercetează-mă, Dumnezeu, cunoaște-mi inima, vezi ce gândesc, vezi ce simt, vezi ce intenționez, vezi ce aș dori. Un pastor spune, zice, m-am descoperit într-o situație cu totul de nedorit și am fost la curse la Daytona, undeva aici în Florida. Este un raliu din acesta de mașini de mare viteză și au obținut viteză de un fel sau altul, dar spune dumnealui, zice, m-am pomenit când am plecat de acolo cu un simțământ oarecum de dezamăgire, că de fapt nu avusese loc nicio nenorocire în care se distrug multe mașini, se fac pulbere, sar roți, mor șoferii, conducătorii, piloții de curse mor în accidente. Acele sunt într-adevăr niște chestii care... Și spune dumnealui, zice, eu m-am dus acolo, am zis cu inimă bună, dar când am plecat, mi-am dat seama că inima mea dorea rău și de unde am știut asta? Din faptul că era nesatisfăcută, că nu s-a întâmplat răul. Iubiții mei, dacă este un forum unde trebuie să vorbim despre prezența lui Dumnezeu, acesta este cel adânc al sufletului nostru. Astfel că ne rugăm împreună, cercetează-ne Dumnezeule și cunoaște inima noastră, vezi gândurile noastre și dorințele noastre, ajută-ne ca să nu săvârșim niciodată binele cu intenția răsplătirii sau cu dorința aceasta în suflet. Și ajută-ne să prețuim răsplătirea Ta, Doamne, pe care ai promis-o, deasupra oricărei alte răsplătiri, căci Tu ești răsplata noastră, Tu ești moștenirea noastră, Tu ești bucuria noastră și îți mulțumim din adâncul sufletului că nu există o bucurie mai mare decât prezența Ta în sufletele noastre pe pământul acesta și pentru totdeauna prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.